Bună ziua! Putem începe, da? Vreau să vă întreb în primul rând dacă toată lumea a primit materialele pentru ședință. Da. Ca prim punct pe ordinea de zi, avem de aprobat o persoană dintre consilierii locali care să fie președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Am pus pentru următoarele trei luni. Chiar dacă pe 27 se termină mandatul Consiliului Local, în cazul în care conform legii, în cazul în care vor fi situații de calamitate, de stări, de necesitate, doamnele și să fi, să avem președinte ales pe condiții deosebite. Vă rog, dacă cineva propune, spuneți. Propun ca pentru următoarele trei luni, președinte de ședință să fie domnul consilier Șerban Viera. Sunteți de acord? La ține. Ok. Domnul consilier. Da, bună ziua. În primul rând, să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă l-a primit toată lumea, dacă sunt întrebări, nu la vot, cine este pentru? Eu am tine să votat un număr de 17 consilieri. Nu. Să punem la vot ordinea de zi, dacă a primit toată lumea, și punctele suplimentare, cele 5. Cine este pentru? Împotriva mine, să votat un număr de 17 consilieri. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a comunei Dofteana. Să avem pe ordinea de zi revizul final al proiectului finanțat prin Angel Salini, modernizare prin asfaltare străzi. Digitalizare? După cum știți, deschid o linie de finanțare pentru digitalizare. Noi mi-am înscris în platform, urmează să încărcăm. Bugetul este de 75.000. Pentru comun. Am înțeles. Nu mai sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineți, vă fac numărul 16. Următorul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului UAD Comuna Dofteana pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SCK-SA din data de 4.10.2024, respectiv 7.10.2024. Dacă o să primiți materialele, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, ține, conectat cu număr de 13 consilieri. Următorul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului desemnarea condivană a reprezentanților Consiliului Local Dofteana și reprezentantul primarului Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Scarlat Gonghin pentru anul 2024-2025. Da, am primit din partea Consiliului Școlii Gimnaziale Scarlat Gonghin Dofteana o cerere, o solicitare în fiecare an școlar în numărul acesta și trebuie să desemnăm două persoane de rândul consilierilor locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2024-2025. În calitate de președinte a Comisiei de Învățământ, Sănătate, Sport, Cultură, propun pe principiul continuității aprobarea nominală a domnului consilier Diaconu Mihăiță și a domnului consilier Baciu Sebastian, pentru că deși sunt consilieri cu, în propriu spus, cu vechime, au început să se familiarizeze cu problemele școlii și cred că ei sunt cele mai bune propuneri pentru Consiliul de Administrație. Vă rog. Vă rog să specificați, da, bună dimineața încă o dată, vă rog să specificați respectiv, pentru că mandatul dumneavoastră va fi cel mai scurt în la validarea noului Consiliul Local. Da. Da? Da.
acest aspect, cred că se întâmplă peste totul, oriunde ar fi în țară, așa se va întâmpla. Deci la validarea noului Consiliu Local, atunci se va întâmpla altceva. Vom alege alți membri ai Consiliului Local care vor participa la ședințele Consiliului de Administrație la școala de Lăfdean. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere, care vă fac un număr de 16 consilieri. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Lăfdeana, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, pentru anul școlar 2024-2025, la școala cu personalitate juridică din Comuna Lăfdeana, Scarlat Domnului. Așa este problema ca la punctul anterior, doar că persoana desemnată va face parte din Comisia de Evaluare a Calității în Învățământ, o comisie cu caracter permanent. La fel, propun nominalizarea doamnei Cazacu Mihaela pentru a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnazială Scarlat Domnului Dofteana, am școlat 2024. Dacă nu sunt alte propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, să vota cu numărul de 16. Cu acțiune 15. Fizic, 1 mandat și 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul minorilor încadrați într-un grad de handicap la CSI numărul 2 Comănești, în cursul anului școlar 2024-2025, cu record. Având în vedere copiii cu cerințe educaționale speciale, încadrați într-un grad de handicap, lucrarea Comunei Lăfdeana, propunem încheierea unui contract de prestări servicii persoane de transport autorizate pentru transportul minorilor la CSI Comănești numărul 2, tur retur pentru anul școlar 2024-2025. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind Deci, încă o dată, deci proiectul ăsta de hotărâre, rămânăm, deci apunem 7-le și atunci o lăsăm ultimul proces, pentru că este un pic mai mult și nu are niciun rost ca să facă pe cei trece de la primăristul clara. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încheierea unui contract de prestări servicii de dezlăpățire cu o firmă specializată pentru perioada 15 noiembrie 2024-15 martie 2025. Da, e vorba despre contractul de dezăpezire, așa cum de fiecare dată și în fiecare an, în loc hotărârea Consiliului Local, avem obligația de la 15 noiembrie și până la data de 1 martie să avem un contract de dezăpezire cu o firmă autorizată cu experiență în domeniu. Am luat un calcul să le aprobăm în luna lui septembrie, motiv pentru care, probabil, în cursul lunii octombrie vom fi validați pentru următorul mandat, așa, și nu mai este timpul fizic necesar să fie acest proiect în discuție publică, să putem să luăm și să facem achiziția publică ca de așa natură la data 15 noiembrie să producă efecte acest contract. Vă supun pe analiză și aprobare încheierea unui contract cu o firmă autorizată pentru dezăpezirea pe timp de iarnă în localitatea noastră. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă fac cu numărul de 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea și acordarea facilităților fiscale stabilite prin 9107 din 6.9.2024. Da. Pe scurt, concluzia acestei ordonații din 9.107, publicată în data de 6 septembrie 2024, se referă la faptul că toți contribuabilii, persoane fizice și juridice, care își achită integral, adică în totalitate, obligații bugetare către primărie, către bugetul local, până pe 24 noiembrie 2024, beneficiază de anularea majorărilor de întârziere în baza unei cereri. La asta se referă ordonanța 107.
Deci toți cei care își achită datorii integral până la 24 noiembrie 2024 beneficiază de anularea majorărilor de întârziere, o bază unei cere, depuse la serviciu impozite și taxe. Da. Dacă îmi permiteți și mie, deci această ordonanță despre care a dat explicații doamna inspectoare se referă la ce? Aș pune pe înțelesul tuturor. Dau un exemplu. O societate comercială are o datorie de 1000 de lei venită din istoric, din anul 2023-2025, în care a produs efecte cu privire la majorări. L-o să fie 1000 de lei, acum e 1300, 1200 de lei. Vine și își achită acea 1000 de lei, dar mai întâi face o cerere și achită acea 1000 de lei și este scutit de către doamna inspectoare la impozite și taxe în baza legii, bineînțeles, de aceea 300 de lei care erau penalități, atât persoane fizice cât și persoane juridice, dar până pe data de 24 noiembrie anului în curs, 2024. Așa, doamna inspectoare, vă rog să verificați și noi am mai discutat lucrurile acestea, dumneavoastră să verificați, să luați fiecare persoană fizică și fiecare persoană juridică, le aduceți la cunoștință în scris. Nu după data de 24 noiembrie vine și spune că nu știe. Nu fiecare dintre noi stăm în fiecare zi cu ochii pe lege, fiecare merg la serviciu, fiecare au problemele lor de familie și ei, în mod obligatoriu, vă rog frumos să-i informați în scris pe fiecare. Domnule, vedeți că aveți o datorie de atât cât vedeți dumneavoastră acolo și în documente. Vă rog să veniți să achitați această datorie în baza unei cereri și sunteți scutiți de penalități. Atunci, dacă nu dă curs la adresa făcută de către noi, nu are decât să meargă în continuare, căci cred că ați văzut, inclusiv ministrul de finanțe, inclusiv primul ministru, a spus destul de clar, de vreme nu va mai fi o amnistie fiscală, la fel cum e asta dată de anul acesta. Sper că am fost sau sunt auzit de toți cetățenii de așa natură să se conformeze. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Să votăm în ordine de înțelegere. Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil de patrimoniu de interes public local și introducerea acestora în domeniul public al Comunei Doteană. Da, e direct de vorba, dacă după cum ați citit, de niște capete de bloc, care la prima intravoloare a strălit, doar când a făcut lise, și acum au dat cu proiectul de gaze, s-a luat fiecare din parte și s-a constatat că au mai fost capete de drumuri unde existau hogării care nu au fost prinse. Cum, de exemplu, pe toate acolului peste apă, aveți acolo teren, sau, deci, capete de drumuri. Și aici, cu proiectul acesta, sunt 8 terenuri, după cum vedeți, plus un teren de la Uriza. Vă întreb, aceste capete, domnul, cum spuneți dumneavoastră, sunt cadastrate? Păi nu, acum mă lezi. Urmează a fi cadastrate, așa să le ziceți. Aceste capete, domnul, urmează a fi cadastrate la proiectul de distribuție a gazelor. Este până în capătul uriților. Asta nu înseamnă ca să audă cineva să spună, domnule, eu dacă sunt într-un capăt, nu să nu beneficiez de gazele. Deci noi, efectiv, aceste capete le vom cadastra și le trecem în inventarierea domeniului public pe da. Fiecare stradă în parte. Da. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării cantității de 2 metri cub material de memor, cherestea de brad, pentru construcționare sicrie. Da, după cum știți că în fiecare an, poate chiar de 2 ori pe an, cumpărăm câte 2 metri cub de cherestea. Motivul știți destul de clar, să avem pe stoc mai multe sicrie, se întâmplă, sunt oameni ai străzi, sunt oameni cu venitul minim garantat, sunt oameni care nu au posibilități financiare și în aceste condiții, ultima dată când ați aprobat, nu mi-amintesc de oricum, în primăvara anului 2024 și mai avem 2 sicrie pe stoc. Vine iarna și nu se știe ce ne va aștepta. Oricum, cheresteaua trebuie și achiziționată, pusă la uscat pentru a putea să fie prelucrată. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, preocupa cu numărul de
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizate a Consiliului General actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare străzi din Comuna Costeana pentru Bacău, aprobat la finanțare prin Programul Național de Investiții Ariel Salin, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local. Da. Proiectul acesta a ajuns la recepție. Trebuie aprobat valoarea finală a proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 8756,306,26 lei. De la bugetul de stat avem 7083,771,50 lei, iar de la bugetul local 1672,533,76 lei. Deci, recepția finală va fi pe data de 5 octombrie, să zic bine, da, la terminarea lucrărilor. Și dacă observați destul de clar, în afară de ceea ce am semnat noi cu Ministerul Dezvoltării, am pus de la noi 16 miliarde, vă vorbesc în bani vechi, da? Așa, astea sunt diverse și neprevăzute, da? Au fost achitate în timp și rămânem cu o datorie după recepția lucrării de 5 miliarde și ceva. Nu știu, 5 miliarde și nu știu cât, că cele care au fost neeligibile din proiect, deci ceea ce este neeligibil din proiect, se aplică și actualizările. Noi avem neeligibil din proiect, cel puțin acum ultima dată, 3 miliarde 700 și nu știu cât, și diferența sunt actualizările pe perioada desfășurării acestui proiect, adică a implementării lui. Știți destul de clar, sunt acele 7 drumuri care sunt și aici în Bogata, în Dofteana, pe Valea Câmpului, Câmpul, Strada Teilor, Strada Livezilor, dacă zic bine, da? Deci toate acestea sunt cele 7 drumuri modernizate cu valoare de 70 ceva de miliarde care au fost la început și avem noi o diferență de 16 miliarde care am pus-o de la noi din bugetul local. Da, dacă aveți discuții. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu vă fac pe nimeni. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 11 din hotărârea Consiliului Local numărul 116 din 29.06.2020, privind introducerea unor terenuri din de interes public local în domeniul public al Comunei Dofteana. În articolul menționat s-a introdus în domeniul public un teren în suprafață de 481 de metri pătrați. Iar apoi, după cum știți, după ce a introdus în domeniul public, se trimite un proiect de hotărâre la București pentru atestarea domeniului public. Ei, după ce analizează toate imobilele pe care noi le trecem în domeniul public, ne trimite înapoi un punct de vedere referitor la imobile. Iar acest proiect, acest imobil, se suprapune cu domeniul public al statului, respectiv cu al Romsilvei. Pentru asta, noi revocăm acest articol și facem de mediul de interpretare la OCTI ca în loc de domeniul public al Comunei Dofteana, imobilul să apară corect ca proprietar, domeniul public al statului. Da. Dacă îmi permiteți și mie să dau explicațiile, să înțeleagă toți consilierii despre ce este vorba. Noi facem demersurile necesare pentru a moderniza drumul de la Troiță, de la Antochi, de pe Hăgheac, până sus la Ciungitrul, așa cum am vorbit, nu acum, de fiecare dată. Podul care face legătura de la Negoiță și până în partea cealaltă de apă, cei dincolo apa, cum ne uităm de aici încolo, este proprietatea Romsilva, nu al nostru. Dincoace apa este proprietatea noastră, deci domeniul public. La cadastrare, o parte, ca să putem să inițiem proiectul, că el a fost depus și pe Angel Salini, acest pod s-a cadastrat și era în proprietatea Direcției Silvice a județului Bacău. Motiv pentru care renunțăm la partea dumnealor și noi ne cadastrăm doar numai partea noastră. Suntem în discuții și am făcut demersuri legal constituite pentru a obține drumul respectiv, cum dincolo apa, până sus, nu la Ciungitrurile, mai jos, cam în dreptul lui Cătălin Zapor, acolo,
să-l primim cu titlu gratuit de la Direcția Silvic. În cursul săptămânii trecute, sau cred că sunt aproape două săptămâni, am fost la o întâlnire la Direcția Silvică cu domnul director și dumnealor ăla un inventariere a domeniului public, dar provine de la Petrom. Drumul respectiv a fost a Petromului. Cei ce au administrat Comuna Dofteană înainte au permis lucrul acesta ca Petromul să cedeze cu titlul gratuit Direcției Silvice. Direcția Silvică nu era proprietatea dumnealor și astăzi nu face obiectul proprietății statului român. Pentru că Direcția Silvică este în subordinea statului român. Deci e proprietatea statului român. Și de ce l-are doar numai Direcția Silvică? Nu l-are și Ministerul de Finanțe, care este proprietatea statului român. Dumnealor, la ora actuală, au spus să întrunesc toți juriștii lor, au vorbit și la Regia Națională a Pădurilor, să facă de așa natură să poată să ne-l dea înapoi, efectiv. Să ne-l dea înapoi, să intre în proprietatea primăriei Dofteană. Exact ceea ce s-a întâmplat 2008-2009, doamna secretară, spăială, știe despre ce este vorba, când cineva, înainte de a intra noi la conducere, au aprobat ca toate drumurile ce fac legătura cu careurile de sondă în localitatea noastră, să fie proprietatea Petromului. Când am venit noi, eu nu am vrut să semnez absolut nimic, am anulat hotărârea respectivă de la momentul ăla pentru faptul că era ilegală, semnasă la procesul verbal de bună vecinătate primarul interimar de la acel moment, știți cine era, da? Adică în dreptul proprietarilor, persoanelor fizice, o semna procesul verbal de bună vecinătate reprezentantul primăriei, care era sute de proprietari acolo, cum ar fi Pizza Anacuiezul, dau un exemplu. Uitați-vă, câți erau acolo? Sau cum ar fi pe Seaca, la ieșire din satul Seaca, până la careurile de sond, acolo unde erau rezervoarele la sondele alea de 5.000 de metri. Peste tot, deci, atunci am anulat așa ceva și drumurile au trecut în proprietatea primăriei Dofteană. Sunt ale noastre în condițiile astea. Celălalt, care vă spun și despre ce este vorba în acest punct, așa, de la apa Dofteană, de acolo, de la Negoiță, și până dincolo de Cătălin Zapor, se află astăzi în proprietatea Direcției Silvice a județului Bacău, dar nu în proprietatea statului român. Cum știți că l-am avut pe cel de la Parcul Dendrologic și până la Părău Adânc, unde astăzi este strada Calea Nemirei, acela era în proprietatea statului român, deci aparținea de Ministerul de Finanțe și a trebuit să se emită hotărâre de guvern pentru ca el să treacă din proprietatea statului român proprietatea UAT Dofteană. Facem demersurile necesare și, din câte am înțeles, sunt mai ușoare, întrucât nu va fi nevoie de hotărâri de guvern. Dar mai întâi trebuie să întrunească Consiliul de Administrație a Direcției Silvice a județului Bacău să ne-l cedeze, să-l scoată din inventarierea Direcției Silvice. Dar dacă aveți discuții. Dacă nu sunt, la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind transportul unui microbuz școlar, în vederea depăstrării elevilor și a cadrelor didactice, la seminarul anual național, parteneriat în educația pentru mediu, organizat de CCDG, ce se va desfășura la București. Da. În anul 2024 s-a schimbat legea învățământului parțial care se referă la transportul școlarilor, la școală sau de la școală la domiciliu sau de la domiciliu la școală, unde dumnealor trebuie să facă demersuri, să facă un grafic exact, dacă vă uitați în material, locurile unde trebuie să oprească aceste microbuze școlare și orice ieșire din cadrul localității trebuiește numai cu aprobarea Consiliului Local. Iar deplasarea acestor copii, să spunem așa, cu microbuzul școlar, se permite în cadrul localității, iar în situația în care iese din localitate trebuie să fie aprobarea Consiliului Local și totodată ei trebuie să fie însoțiți de către cadrele didactice. Aici a depus un material, doamna director, Florian,
în care ne aduce la cunoștință că trebuie să meargă la București să primească niște distinții cu privire la școala verde. Așa, trebuie să meargă 9 sau 10 cadre didactice la școala Scalarul Ghindofteana și încă 7-8 copii dintre ei, totodată formează un microbus școlar. Se deplasează cu toți și vă aduc la cunoștință. Dacă sunteți de acord cu transportul, eu am avut o discuție cu doamna director în care le-am spus destul de clar, domnule, dar vă puteți deplasa și cu mașinile proprietate și așa mai departe. După studierea mai bine a legii, permite legea, dar numai cu aprobarea Consiliului Local. Eu am făcut referire și am spus doamna director în felul următor, domnule, nu mi-este teamă de altceva decât de, Doamne ferește, de un accident pe drum. În această situație vă supun spre analiză și aprobare dacă sunteți de acord ca acești copii împreună cu cadrele didactice să se deplaseze în București pentru primirea unor distinții. Legal este pentru faptul că atât cadrele didactice cât și copiii au participat la acest proiect. Și cine analizează această situație a ajuns la concluzia că școala Scalarul Ghindofteana merită a fi premiată în cadrul acestui proiect. Dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă fac numărul de rezoluție. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficelor de circulație la microbuzelor școlare pentru anul școlar 2024-2025. Da, dacă vedeți aici e aprobarea locurilor de îmbarcare și debarcare, deci nu oprește chiar unde vor ei, și acest regulament și scrie supravegherea și securitatea elevilor va fi asigurată de către conducătorii auto și un reprezentant al școlii. Deci orice microbus trebuiește să aibă un reprezentant al școlii în afară de conducătorul auto. Răspunde. Da, și cred că chiar mi se pare normal. Noi dăm aprobarea Consiliului Local conform graficului. În urma ședinților pe care le face învățătorii, pe care le face diriginții, iar împreună cu comitetul de părinți, au ajuns la o înțelegere, unde să oprească microbuzul școlar, să preia copiii de acolo și tot acolo îi aduce înapoi. Ei au fixat, ei au hotărât și noi totodată vom fi de acord, dar ei vor fi responsabili pentru așa ceva. Dacă aveți discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a denumirii Sala de Sport Camei Mihaela Valentina, imobil situat în localitatea Dofteana, strada Păcii, numărul 76, număr cadastral 62.693. Da. Și la zilele localității care a fost prezent acolo, ați auzit despre ce este vorba, deci noi am dat denumirea sălii de sport de la școala Scalarul Ghindofteana Mihaela Valentina Cambei. Între timp, am primit și avizul de la prefectură, da? Avizul la prefectură a venit în cursul săptămânii trecute. Ați primit în material, da? Așa. Și deci, de astăzi, așa se va numi Sala de Sport Mihaela Valentina Cambei. Vă spuneam că inclusiv o stradă din localitatea noastră va purta denumirea. Și am spus și ce stradă și care se va lega cu podul despre care vorbim și care se va lega cu pugul localității despre care e posibil să-l avem, să zicem noi, peste 2-3 luni de zile. Da? Atunci aceleași demersuri le vom face, cum am făcut acum, inclusiv cu strada care îi vom da această denumire. Poate ați observat, cred că sunt o săptămână jumătate, dacă nu chiar două, când președintele României a premiat toți sportivii de la, care au participat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, printre care au premiat-o și pe Mihaela Valentina Cambei cu o distinție și alte premii care stau la baza și pot să le acorde către președintele României. E o onoare și o mândrie pentru noi, pentru că această domnișoară a scris istorie în Dofteana prin munca ei, singură, fără să fie sprijinită de altcineva decât numai de familie și antrenorii care au fost acolo,
E o onoare pentru noi și noi trebuie să acordăm maximul de atenție să o sprijinim în continuare. Știți cu toții că în această sală i s-a acordat și titlul de cetățean de onoare a județului Bacău, i s-a acordat și i s-a dat o distinție, totodată a primit și o sumă în bani de la Consiliul Județean Bacău, atât antrenoarea cât și această domnișoară. Deci vă supun spre analiză și aprobare acest proiect. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă fac un număr de jurează. Revenim la proiectul pe care a cerut să lăsăm pe semnal. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dorteana a unor personalități care s-au remarcat cu merite deosebite la nivel de UATE cum la UTEAN. Da. Deci proiectul de hotărâre din președinte și scrie ce acordarea titlului cetățean de onoare a Comunei Dorteana. Doamne, aveți acolo? Da. Citiți-o până la capăt, vă rog. Aș vrea să vorbesc eu doar câteva cuvinte și aia să eu pe fiecare în parte. Așa, prea multe explicații nu vă pot da decât atât. Știți destul de bine cine este doamna Mariana Spoială. Vă propun, așa cum v-am mai spus, ca doamna Mariana Spoială, odată cu ieșirea dumneavoastră la pensie, faptul că îi acordăm titlul de cetățean de onoare a Comunei Dofteana pentru motivul că își merită. Câți ani a spus secretar, doamna? 28. 28 de ani numai secretar. Numai secretar și 13 ani de agricultură. Da. Împreună cu mine am condus primăria timp de 16 ani cu doamna Spoială și nu numai, a fost mentorul mai multor primari pe perioada cât a desfășurat activitate și mentorul tuturor consiliilor locale care s-au perindat pe perioada atât așa multor ani. Merită cu adevărat, am promis, v-am supus spre analiză și aprobare, vă rog să votați pentru faptul că merită. Da. Da. Doamna Speran, pot să vă dau cuvântul? Da, mulțumesc. Cu mare drag, să știți, să vă dăm și întrebări meritați, să vă dăm. Și noi să vă portăm în suflet, nu numai noi, da, toți cei care vor... Da, mulțumesc, pentru inițierea acestui proiect de hotărâre. Voi v-a făcut un cadou. Da, mulțumesc. Colegii de la Primăria Comunei Dofteana, împreună cu mine, a fost o surpriză, nu eram așa îmbrăcat cum trebuie, dar cum mă îmbrăc eu normal, de fiecare dată, așa venim de șantier sau nu, noi am făcut o poză cu toți acolo, și să rămână în amintire, doamnă, în casa dumneavoastră, pentru că după ce nu mă mai fi cu toții acolo, trebuie să rămână și să știe cine vă zburica. Da. Da, să rămână. Mulțumesc, domnule primar, pentru inițierea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnule consilier, că ați aprobat. Mulțumesc tuturor consilierilor cu care am colaborat în activitatea mea de 28 de ani. Mulțumesc primarilor cu care am lucrat cei 41 de ani de activitate în administrația publică locală. Și, în ultimul rând, acest tip de cetățean de onoare mă responsabilizează în fața cetățenilor din Comuna Dofteana. Mulțumesc tuturor pentru aprecieri și vă doresc un nou mandat cu multă putere de muncă, multă înțelepciune, multă răbdare și multă sănătate. Mulțumim, doamna.
Da, 16 ani pe care i-am petrecut cu doamna Spoială, împreună cu Consiliul Local și cu toată conducerea și aparatul de specialitate, trag câteva concluzii. Mandatul 2020-2024 a fost un mandat fructuos, aș putea să spun, cu multe rezultate. Dar am avut rezultate foarte bune pentru că am avut și consilieri foarte buni, indiferent de coloratura lor politică. Nu au tras în alte părți, decât au tras în același jug și un pic la aceeași căruță. De așa natură, proiectele au mers așa cum trebuie, rezultatele se văd și acum, după 4 ani, vorbesc 2020-2024, nu au fost niciun fel de controverse și uitați că ieșim la sfârșitul anului 2024 fără datorii, cu multe realizări și multe proiecte care se vor desfășura de acum încolo. Cei care nu vor mai fi în următorul mandat în Consiliul Local, vă spun cu siguranță și cinstit că îmi pare rău. Știu cine urmează de acum încolo, știu cu ce gânduri vine, pentru că au mai fost prin Consiliul Local și n-au făcut decât numai rău. Bine niciodată. Nu au un proiect de hotărâre niciodată înregistrat, așa, se bate cu mâinile în piept că au fost 16 ani în Consiliul Local, dar nu știu ce Consiliul Local, că la Dofteana nu știu dacă a fost ați ani de zile și vă spun destul de clar, ședințele Consiliului Local 2020-2024 nu au fost decât serioase, cu proiecte de hotărâre discutate aici între noi, așa, aprobate, cu înțelegere, cu toții. Și nu știu dacă și din 2024 încolo va mai fi la fel. Dar oricum, noi vom fi aici prezenți, tot ceea ce va fi legal vom aproba în continuare, ca această localitate binecuvântată Dumnezeu Dofteana să poată să beneficieze de toate proiectele necesare și să ne zbatem cu toții, la fel cum ne-ați bătut până în prezent, să ușurăm munca cetățenilor în Dofteana, să luptăm pentru contributivitatea tuturor celor care trebuie să-și plătească impozite și taxe, să fie eficienți, banii acolo unde ajung și noi la fel, peste 4 ani, dacă suntem sănătoși, la fel să spunem că a fost un mandat bun și proiectele au mers în continuare. Vedeți destul de clar că o investiție atât de mare, cum este investiția de la gaze de 14 milioane de euro, în mandatul nostru s-a proiectat, în mandatul nostru se implementează și în mandatul nostru, care mai sunt câteva zile și se încheie acum, astăzi, dacă nu cel târziu mâine, vom achita prima factură de la gaze de 14,5 miliarde. Deci ne-au intrat banii, trebuie să apară în cont și cred că astăzi, cel târziu mâine dimineață, vom face prima plată. Tot acum, vineri, ne-au intrat ultimii bani din tranșa celor 7 drumuri pe Angel Salini. Deci achităm și Angel Salini. Apoi vom continua cu gazele pe măsură ce vor fi și situații de lucrări, bineînțeles, în urma investițiilor care se fac. Încă o dată vă spun și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de înțelegători și ați gândit pozitiv ca aceste investiții să meargă pentru binele comunității din Dofteana. Bineînțeles, nu-i confort cu gazele, va fi mult desconfort și discuții prea multe vor fi cu privire la garduri, cu privire la zidul din fața porților, cu privire la intrările în curți și așa mai departe, toate se vor rezolva. Toate se vor rezolva, dar cu multă răbdare, cu multă înțelepciune și nu am cum să le duc la bun sfârșit decât numai cu sprijinul și cu ajutorul cetățenilor din Dofteana. Dacă tot vorbesc, acum aș face o paranteză de câteva secunde să vă spun următoarele. În cursul zilei de sâmbătă am fost în comuna Cudal din județul Galați, comuna care a fost afectată de inundațiile
din luna septembrie 2024. M-am dus acolo ca cetățean, ca un simplu cetățean și am dus din partea familiei mere atât cât am putut să duc acolo. Întâmplător, nu a fost nimic organizat, m-am întâlnit cu doamna prefectă a județului Galați și cu primarul din localitatea respectivă. Este groaznic să ajungi într-o localitate să nu poți să circul cu mașina datorită faptului că mâlul este până la genunchi. Un mâl negru, un hlei dintre ăsta în care nu poți să înaintezi deloc. Casele oamenilor nu se mai cunosc, iar sprijinul lor este în acei care vine să le întindă o mână să-i ajute, sau mai apropiați sunt militari români care sunt acolo, militari de la MAPN, de la Ministerul de Interne, cei care sunt de la pompieri și care îi ajută. Am fost la sala de sport, o sală de sport la fel cum e a noastră, de la școala Scala Loier. Jumătate din ea era plină cu haine folosite, care le-au dus oameni de bună credință. Jumătate era ocupată cu alimente, apă minerală, apă plată, sucuri, conserve și așa mai departe. Fac un apel la toți cetățenii din localitate și la dumneavoastră, cei care sunteți consilieri astăzi prezenți aici. Sâmbătă dimineața voi pleca cu un nou transport. Până la ora actuală avem un tir care este asigurat cu materiale de construcții, care sunt ce? Cherestea, BCA, USB și alte materiale de construcții care putem să le ducem sâmbătă dimineața, la ora 8 va pleca tirul din localitate. Bineînțeles, însoțit de mine. E posibil să mai s-o oferit încă cineva să ne ajute încă cu un tir. Până vineri seara la orele 16, care doriți dintre dumneavoastră să donați, mă refer la materiale, nu, sau îmbrăcăminte noi, nu alimente, nu bani. Dacă aveți bani și aveți posibilitatea, mergeți la un angrou undeva și cumpărați, îi 75 de lei o pilotă pentru două persoane. Cumpărați o pătură, cumpărați șosete, pentru că alimente și apă au deocamdată. Dar omul, dacă nu are nici măcar pe ce să stea pe un scaun, nu are masă, nu are aragaz, nu are o butelie, vă puteți uni, doi, trei, să cumpărați un aragaz sau o butelie, să cumpărați un frigider, două, trei persoane. Le aduceți la noi la Casa de Cultură, care vor fi gestionate de către Alina Hârbu, iar materialele de construcții de Ionela Merișan le gestionează de așa natură să fie la oameni acasă și ne ducem cu mașina, le preluăm de acolo, le încărcăm în tir, le îmbarcăm și mergem. Pe aceste materiale și, în general, pe îmbrăcăminte, pe pături și așa mai departe, care ele deja sunt ambalate, vă rog să vă scriți numele, cum vă numiți dumneavoastră, și numărul de telefon. Voi lua o echipă de la primărie și când ajungem acolo la un cetățean acasă, după numărul de telefon pe care îl lăsați, vă sunăm de acolo pentru a ne menține credibilitatea noastră, ca și Consiliul Local, ca și primărie, așa, faptul că suntem serioși și lucrurile donate dumneavoastră vor ajunge la oamenii nevoiași. Vă cunosc pe toți 17 consilieri destul de bine. Știu posibilitățile dumneavoastră materiale financiare. Din puținul dumneavoastră pe care îl aveți, vă rog să donați atât cât puteți îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte materiale, pături, pilote, plapumă, pernă și așa mai departe, să fie noi, pentru că vor ajunge la cei oameni care sunt în vârstă, care nu au un acoperiș poate deasupra capului, că li se aduce tot felul de containere dintre astea, cară tirurile permanent și deja a venit frigul. Vă rog să înțelegeți, fiecare dintre noi stăm în casă, acoperiți cu plapumă, stăm la căldură, dar oamenii aia de acolo nu au ce. Da, vom continua cu, sper că m-ați înțeles destul de clar, deci până vineri seara la orele 16. Vă rog frumos, sunteți consilier local și bine ar fi
Și motivul pentru care eu am fost prezent sâmbătă acolo, nu am fost prezent și nu m-am filmat, și nu am făcut poze ca eu să arat prin mândria mea că am făcut ceva. Nu, nu am făcut nimic, ci vreau să dau un, sau să trag un semnal de alarmă pentru toți cetățenii din localitate, căci localitatea noastră este considerată ca fiind o localitate zis așa cu darea de mână, cu oameni gospodari, cu oameni care stau bine din punct de vedere material și financiar. Vă rog să continuați cu cea de-a doua persoană. Da, de asemenea, se propune abordarea fixului de cetățean de urmare de urmă, doamnei Sorin Arcu, pentru asta activitate profesională desfășurată, împreună cu Asociația Cultural Folclorică, dat în Propișene, prin participarea la numeroase concursuri de teme naționale și internaționale, la festivaluri internaționale de folclor, în Bulgaria, Albania și Grecia, unde au obținut locuri fruntașe, precum și trofee. Da. Dumneavoastră o cunoașteți, doamna Gâtu Sorina, dar cunoașteți foarte bine și familia Gâtu. Noi, cu mulți ani în urmă, adică de când am intrat eu de 16 ani, nu am găsit o mână întinsă, o spun drept, aproape la niciun cadru didactic, să poată să organizeze, să facă un ansamblu artistic, să poată de așa natură să organizeze și să adune mai mulți copii în diferite cămine culturale, să poată să meargă la școli și să-i selecteze pe acești copii, și totodată să meargă la poarta unor seniori, să-i aducă pe scenă și totodată să muncească de așa natură, de-o mers în atâtea țări și-o primit atâtea premii. Nu cred că se duc dumnealor numai pentru premii, dar spunea cândva domnul Gâtu și doamna Gâtu, zic, domne, o să ies la pensii, dar să știți că mă dedic până în ultima zi sau până în ultimul moment pentru acest ansamblu. De ce să ascundem niște lucruri care sunt adevărate? Au fost niște discuții contradictorii, dar noi trebuie să-i dăm cezarului ce este a lui, noi trebuie să-i acordăm meritul cuvenit pentru faptul că au muncit, muncesc în continuare și nu am niciun fel de legătură cu dumnealor decât, indiferent ce discuții au fost, ușa mea a fost deschisă, telefonul meu a fost deschis, am răspuns la orice oră și dumnealor au răspuns la orice oră, oricare chemarea noastră ar fi fost, au spus prezent, au venit, s-au îmbrăcat frumos, atât la când au venit în al preasfințitul, atât la 1 decembrie, cât și la înălțarea Domnului la ceruri. Orice eveniment au venit numai dumnealor, cu echipa pe care au format-o dumnealor, cu echipa care au format-o. Motiv pentru care merită și le-am mai promis titlul de cetățean de onoare a Comunei Dofteana, cu adevărat se încadrează și în lege, pentru că au mers și în alte țări, deci s-au afirmat atât în afara granițelor țării, cât și în România. Și acum, la ora actuală, îmi spune doamna Gâtu într-una din zile, zice, domnul primar, îmi permite să merg pe la școli, să selectez și alți copii, pentru faptul că vreau să scot o nouă generație. Oare dacă ar face toate cadrele didactice, că astea sunt activități extrașcolare, unde aici face programul la școală. Sunt activități extrașcolare, adică din timpul dumnealor liber fac ceva și luptă și muncesc pentru educația acestor copii din localitatea noastră și nu numai. Motiv pentru care vă rog să o aplaudați, pentru că merită. Mulțumesc! Haideți să vă rog. Sper că nu v-am rugat. Nu mai nimic, doamnă. Vă mulțumesc mult. Și uitați, noi v-am făcut, în afară de faptul că v-am făcut și acest cadou, uitați, ansamblu cum arăta în urmă cu mulți ani. Mai avem un tablou pentru domnul Gâtu. Acolo un tablou cu domnul Gâtu, vă rog frumos să veniți domnul Gâtu. Citește proiectul de hotărâre și celălalt. Propunea acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Dofteana a domnului Marcel Gâtu pentru vasta activitate profesională desfășurată de Asociația Cultural Folclorică dat în Propișene, prin participarea la numeroase concursuri de cetățene, naționale și internaționale, la festivaluri internaționale de folclor, în Bulgaria, Albania, Grecia, când au obținut locuri fruntașe. Domnul
sufletul din partea noastră, primiți ceea ce meritați. Din partea noastră, același lucru. Dumnezeu, nu v-am luat flori, dar în schimb v-am luat o șampanie. Mulțumesc. Și v-am mai luat câte ceva. Iar tot dumneavoastră aveți un tablou la noi, la primărie, în care apar și eu. Împreună suntem și tot ansamblu. Fetele ne-am zis eu, zi, mi-a făcut față mai așa, să dăm pentru amintiri. Așa eram la momentul respectiv. Hai, Marina. Da, mulțumim. Mă vrem noi să stăm mai drept, așa, dar tot e bos. Vârsta... Da, ne-a plăcat anii, nu? Da. Domnul Vicu și domnul, dacă vreți ca să vorbiți Consiliul Local, cu mare drag. O facem cu mare drag. Acum, pentru că noi suntem în funcții diferite în cadrul asociației, soțul meu este președinte, eu sunt vicepreședinte, dați-mi voie să, în mod ierarhic, să-i dau cuvântul soțului meu. Bravo. Pentru că noi, femeile, vorbim mult și ar trebui să faceți așa semn să mă opresc. Vedeți ce înseamnă disciplina? Și în casă văd că aveți da. Domnul primar, stimați domnul consilieri, mă simt onorat să te acest titlu, cu atât mai mult cu cât eu nu sunt născut aici, în această localitate. Locul meu de naștere este la peste 120 de kilometri de aici. Dar de când am început să avem conexiuni, fie că am lucrat în învățământ, fie că împreună cu soția ne-am apucat în 2008 de acest ansamblu folcloric, m-am dedicat acestor activități. Pe scurt, eu ca manager al acestei asociații, care în momentul de față are două ansambluri, ansamblu dat în totușere din Dofteana, și așa este mereu trecut pe benerul nostru, dat în totușere din Dofteana, și ansamblul Plaiul Totușere din Târgu Ocna. Sunt două ansambluri diferite, facem muncă separată, nu amestecăm lucrurile. Ca asociație, noi am reușit să atragem fonduri nerambursabile, prin intermediul Consiliului Județean Bacău. Anul acesta suntem la al cincilea proiect prin care noi aducem mereu noutate în ansamblu, la cele două ansambluri, ținută, instrumente, tot ce înseamnă sonorizare și spectacol cu ansamblurile. De la început, primăria ne-a ajutat, dacă se ține minte, cu rând de costume populare, pare mi se 10 costume, 10 fel de costume populare, instrumente populare pe care și acum le folosim. Folosim spațiul de la Casei Cultură, iar uneori și cel de la Cucuieți. Acestea sunt pentru noi ajutoare pentru care vă mulțumim și pentru care noi trebuie să arătăm că suntem loiali acestei localități. Ce vreau să mai știți, tot ca manager al acestei asociații, m-am ocupat de imaginea noastră. Suntem acceptați în organismul UNESCO, acest Comitet Internațional pentru Organizații Folclorice. Acest comitet ne-a invitat în luna iulie, între 12 și 26 iulie, să participăm la un festival internațional sub egida UNESCO. Deci două săptămâni, nu ne costa absolut nimic, doar transportul, dar din păcate știți că în ansamblu avem și familii. Oamenii își luaseră concedii pentru plecarea pe care am avut-o în luna august și astfel nu am putut onora. De 3 ani de zile suntem invitați la cel mai important festival din lume. Toată lumea a auzit de San Remo. 3 ani la rând am fost invitați și acolo, sincer, vă spunem că e mai costisitor. Sperăm să putem merge și acolo. De ce ne cheamă acolo? Vă spunem, pentru că, așa spun, aveți orchestră. Ceea ce nu e ușor.
fiecare spune, avem ansamblu, da? Ansamblu înseamnă să ai ansamblu, să ai formații de dansuri, de copii, de tineri, de adulți, să ai soliști, să ai orchestră. Grup vocal. Grup vocal. Noi le avem pe toate. Altfel nu am fi băgați în seamă. Vă promitem că atât cât vom fi în putere, noi să ducem tradiția mai departe, nu degeaba ne numim dat în introducere, pentru că noi credem cu tărie că reprezentăm toată Valea Trotușului, tot acest areal geografic și ne ocupăm de aceste tradiții. Nu degeaba noi suntem în acord de parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului Cultural Român de la București. Avem un partener de peste 5 ani, pe care îl semnăm din 3 în 3 ani de zile. Lucru care pe noi ne onorează. Încă o dată vă mulțumesc frumos și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și ne întâlnim cu toții în momentele cele mai fericite. Mulțumim vechiului Consiliu Local care încă funcționează până la noile schimbări. Celor care vor urma, vă dorim sănătate multă, să treceți cu bine, domnule primar, peste absolut toate problemele care vor fi, că este imposibil să nu fie. Așa cum spuneați un pic mai înainte, vă promitem că atâta vreme cât suntem sănătoși, cât mai putem activa în acest domeniu cultural, ne vom duce la bun sfârșit ce ne-am propus. Să știți că nu este simplu deloc, ceea ce dumneavoastră uneori vedeți în spectacole 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, noi muncim la acele spectacole sute și mii de ore de repetiții până când totul trebuie să iasă așa cum vrem noi, de calitate, chiar dacă uneori membrii ansamblului nostru vin obosiți de la muncă, de la școli, avem copii care sunt alături de noi și acum în perioada studenției, i-am luat de mici, de la clasa 1 și încă sunt cu noi, ne-am pliat programul după fiecare, pentru că nu e deloc simplu să găsești o zi în săptămână când să reușim să-i adunăm pe toți, dar una peste alta luat, suntem extrem de mândri și peste tot unde am fost, bannerul, drapelul României le-am dus cu mare, mare drag și cinste. Și acolo unde participam la festivaluri internaționale, românii care ne auzeau cântând, ne ascultau dansând și așa mai departe, veneau după noi în acel alai al costumelor populare și credeți-ne că sufletul vibrează întotdeauna. Iar cel mai mult a vibrat la 1 decembrie anul trecut, când am reprezentat zona Moldovei, singurul ansamblu la Ziua Națională a României. Au mai fost încă două ansambluri, unul din Muntenia și unul din Transilvania și nu vă pot exprima în cuvinte ce am simțit cu toții atunci. Deci este cu totul special să vezi la televizor Ziua Națională a României și să o trăiești pe viu acolo. Prin urmare, suntem cu tot sufletul pentru localitate, pentru dumneavoastră. Vă mulțumim pentru sprijin și pentru aprecierile de astăzi. Da. Vă mulțumim și noi pentru că sunteți persoane rare de întâlnit, pentru activitatea și pentru lucrurile pe care le faceți dumneavoastră. Felicitări, v-am spus, cadre didactice sunt multe, dacă stăm bine să ne uităm, la Dofteana sunt în jur de 100, cu toate structurile așa. Ei, din 100 de cadre didactice, putea să mai vedem măcar 2-3 cadre didactice care să facă așa ceva. Și uitați că nu s-a găsit nimeni. Motiv pentru care știți cum e cu cloșca, cu puii, trebuie să-i ocrotești. Lucru pe care vă ocrotim și vă avem și vă purtăm în grijă de fiecare dată. Vă mulțumim. Mulțumim foarte, da, foarte mult. Să rămână. Poftiți, doamnă, vă ajutăm? Sunt voinică. Da, poftiți. Mulțumesc.
pentru, împotrivă, abține, s-a votat cu numărul de 16 consilieri. Ordinea de zi a fost utilizată. Da. Păi, da, aveți și capitolul diverse, nu? La diverse, dacă îmi permiteți, vreau să rog consilierii care nu și-au prezentat raportul, în cel mai scurt timp posibil, să-l aducă, că trebuie publicat pe site. Da? Vă rog frumos. Deci ceea ce vă spunea doamna secretară interimar, faptul că, deci noi, practic, când, de pe data de 26 se încetează mandatul, nu? 27. Da. Dacă sunt situații de urgență, adică calamități, dar să nu fie, sau știu eu ce altă situație, atunci veți fi convocați. Dar, na, din ceea ce am înțeles și eu de la cei ce conduc județul astăzi, probabil se vor grăbi, că vedeți dumneavoastră, cere tot felul de situații, se vor grăbi cu alegerile și așa mai departe, probabil o să încerce să ne valideze cât se poate de repede, ne mai valida toată așa rapid la, în perioada pandemiei. Mai devreme de 20 și nu știu. Să ne ducem la 20 octombrie, asta înseamnă nou Consiliu Local să constituie și cu tot, cu comisii, cu totul aproape din 1 noiembrie. Înțelegeți? Da, vedem, vom fi atenți dacă apar alte situații, atunci vom, o să vă mai convocăm. Încă o dată, eu, în calitate de primar, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut perioada celor 4 ani și nu numai. Sunt dintre dumneavoastră care ați fost alături de mine încă din anul 2008. Vorbesc de Dădurs Birtalan, vorbesc de Baciu Sebastian, vorbesc de Deaconul Mihăiță, da, de Gheorghiță Spoială. Deci aceștia sunt dezdrobitul, scuzați-mă, deci vorbim despre de 16 ani, de 24 iunie 2008, ziua când am fost validați pentru prima dată. Uitați că a trecut timpul, unii nu mai avem păr, alții îl avem mai alb. Important este că trăiești, suntem vii, dacă totuși am venit și la ședința astăzi. Nu? Da. Repet spunându-vă, eu personal, împreună cu doamna secretară actuală, o să vă dăm invitații inclusiv vouă, tuturor, la validarea noului Consiliu Local și poate cei care știu și înțeleg să vă urmez un exemplu pozitiv, bineînțeles, pentru munca, pentru aportul, pentru relația care ați avut-o și o aveți cu cetățenii din localitate, faptul că îi cunoașteți pe toți din toate punctele de vedere, cunoașteți oamenii și pentru oameni am muncit și am modernizat localitatea Dofteana, același gând îl avem și în continuare. Repet, spunându-vă, vă mulțumesc frumos pentru tot aportul pe care vi l-ați adus și dacă toți suntem așa, haideți să ne adunăm să facem o poză de grup. Sunt și domni care i-am făcut cetățeni de onoare și doamna secretară, dumneavoastră care sunteți prezenți azi aici, haideți să facem o poză din grup, da? Gata?